Nu trebuie să ne trăim viața așteptând că fericirea va veni doar atunci când ne vom atinge anumite scopuri sau atunci când obținem ceva. Fericirea ar trebui să fie cu noi tot timpul, iar pentru a realiza acest lucru, trebuie să trăim în armonie spirituală, psihologică, emoțională și fizică. M-am poticnit pe margine pentru o perioadă foarte lungă de timp, până am acceptat orice formă de eșec și am început să acționez. Nu trebuie să cereți permisiunea lumii de a face ceva sau să vă declarați intențiile. Doar faceți-vă treaba. Da, mă puteți numi orb, dar să știți că pot distinge lumina de întuneric. Iar pentru viață, acest lucru este suficient. A fi orb nu înseamnă a fi lipsit de viziune. Doza de motivație prezintă: imposibilul devine posibil. În această viață este posibil să realizezi absolut tot ceea ce îți dorești, indiferent de greutăți. Nu mă credeți? Ei bine, cum așa? Aveți mâini, picioare, vedeți, auziți, considerați că succesul este deja în mâinile voastre. În acest video vă voi prezenta 5 povești de viață care vă vor schimba modul de a gândi la 180 de grade. Eroii acestui video nu au avut norocul să se nască sănătoși, dar nu au renunțat o clipă și au făcut ceea ce părea imposibil. Iar astăzi sunt fericiți, bogați și faimoși. Ce i-ar putea împiedica atunci pe ceilalți să obțină toate aceste lucruri în viață? Nick Vujicic este un milionar australian, speaker motivațional de renume mondial, fără mâini și picioare. Nick are o soție și copii sănătoși, este fericit și învață și pe ceilalți să fie fericiți. Însă viața lui nu a fost întotdeauna roz. A avut momente când era aproape gata să renunțe. Ironiile și agresiunile constante venite din partea colegilor de clasă îl ucideau. Băiatul de 10 ani începuse să se gândească serios la sinucidere, pentru a scăpa de suferință. Dar și-a amintit de părinții săi. Nick și-a dat seama că acestora le va fi foarte greu să treacă peste această tragedie și a decis să trăiască și să lupte. Trebuie să știi un lucru. După 10, chiar sute de eșecuri, va veni și victoria. Regula principală este să nu renunți niciodată. Astăzi Nick are tot la ce poate visa un bărbat. O casă, o soție iubitoare, copii, bani și o activitate pe care o iubește. Da, nu are brațe și picioare, este limitat în posibilitățile sale fizice în comparație cu mulți dintre noi, dar în ciuda tuturor dizabilităților, este o persoană absolut fericită. Viața poate fi bună doar dacă alegem acest lucru. Mila de sine este cea mai plictisitoare activitate, fără perspective. Nu trebuie să ne trăim viața așteptând că fericirea va veni doar atunci când ne vom atinge anumite scopuri sau atunci când obținem ceva. Fericirea ar trebui să fie cu noi tot timpul. Iar pentru a realiza acest lucru, trebuie să trăim în armonie spirituală, psihologică, emoțională și fizică. Peter Dinklage, celebru actor american și producător de film. Colecția sa include premiul Emmy, Globul de Aur și premiul Sindicatului Actorilor Americani. Peter s-a născut în cea mai obișnuită familie, mama fiind profesoară, iar tatăl agent de asigurări. La naștere a fost diagnosticat cu acondroplazie, ceea ce duce la nanism. Copilăria unui puș neobișnuit nu putea fi numită simplă. La vârsta de 5 ani, Peter și-a dat seama că nu era ca ceilalți copii. Picioarele strâmbe i-au afectat atât de mult mersul, încât acesta a avut nevoie de câteva intervenții chirurgicale pentru a le îndrepta. Anii de școală actorul și-i amintește cu zâmbetul pe buze, atunci i s-a format caracterul. Apoi a urmat facultatea și mai târziu o mutare curajoasă la New York, unde nu a avut cele mai strălucite condiții de trai. A lucrat o perioadă ca agent de curățenie și își căuta în permanență de lucru ca actor. Dar se pare că toate încercările erau zadarnice. I se ofereau doar roluri de elf și spiriduși. Peter a debutat în 1995 în filmul Cafeina, Aspirină și Miracole, având un rol episodic. Ca mai apoi lucrurile să evolueze doar în favoarea ambițiosului actor. Roluri principale în filme, întâlnirea cu viitoarea sa soție, nașterea copiilor și rolul oferit în binecunoscutul serial Urzeala Tronurilor. Rol pe care acesta l-a obținut fără nicio audiție. Indiferent de greutățile pe care le-a avut de înfruntat, astăzi actorul duce o viață fericită și plină de semnificații. Trebuie să înveți să râzi de neajunsurile tale și să înțelegi că nu ești singur. Abia atunci viața va fi minunată. M-am poticnit pe margine pentru o perioadă foarte lungă de timp, până am acceptat orice formă de eșec și am început să acționez. Nu trebuie să cereți permisiunea lumii de a face ceva sau să vă declarați intențiile. Doar faceți-vă treaba. Jessica Long, înotătoare renumită, câștigătoare a 13 medalii de aur la Jocurile Paralimpice, 31 de titluri mondiale și deținătoare de multiple recorduri mondiale. Micuța Jessica s-a născut cu anomalii la nivelul extremităților inferioare.
Mama a abandonat-o la naștere. Mai târziu, micuța a fost adoptată de o familie din Statele Unite. Din cauza anomaliilor cu care s-a născut, ambele picioare i-au fost amputate la vârsta de 18 luni. În ciuda limitărilor sale fizice, Jessica a practicat gimnastica, a făcut parte dintr-un club de majorete, a practicat ciclismul, patinajul, alpinismul și notul. Iar în foarte scurt timp, toate eforturile ei au început să fie apreciate. În 2003, în Maryland, Jessica Long a fost desemnată cea mai bună notătoare cu dizabilități. Primele trei medalii de aur le-a câștigat la Jocurile Paralimpice din 2004, la vârsta de 12 ani. După alți 4 ani, Jessica nu numai că și-a completat colecția cu 6 noi medalii de aur, dar a stabilit și 3 noi recorduri mondiale. În total, sportiva puternică și ambițioasă are 18 performanțe care au devenit recorduri mondiale în 2006. Jessica Long ne spune prin propriul exemplu că tot ce pare imposibil este posibil. Te-ai născut, așadar ești deja un învingător. Tatiana McFadden, sportivă americană, multiplă medaliată la Jocurile Paralimpice la proba de maraton feminin în scaun cu rotile. În 2016, la Rio de Janeiro, la cei 15 ani de Jocuri Paralimpice, pe lângă cele 4 medalii de aur și 2 de argint, atleta a câștigat premiul Wang Yundai pentru performanțe deosebite. Astăzi este o învingătoare, dar drumul ei spre succes nu a fost ușor. S-a născut viitoarea sportivă și mândria Statelor Unite în 1989 la Leningrad. Avea numeroase probleme ale părții inferioare a corpului, cauzate de o paralizie a extremităților inferioare. Diagnosticul anunțat de medici a speriat-o pe mamă, care și-a abandonat fiica imediat după naștere. Dar în viața copilului paralizat s-a întâmplat un adevărat miracol. Ea a fost adoptată de un cetățean american, consilier pentru drepturile copiilor cu dizabilități în Guvernul Statelor Unite, Deborah McFadden. Mama adoptivă i-a cumpărat un scaun cu rotile și s-a ocupat intens de reabilitarea micuței. Datorită Deborah, Tania s-a îndrăgostit de sport, a practicat în notul, gimnastica, basketul în scaun cu rotile și schiul alpin. Nu a căutat niciodată ajutorul cuiva și a dorit întotdeauna să realizeze totul de una singură. Deja la vârsta de 15 ani, ambițioasa sportivă a participat cu succes la primele Jocuri Paralimpice din viața ei, de la Atena. În total, Tatiana deține 17 medalii paralimpice, 7 de aur, 7 de argint și 3 de bronz. Acest număr de medalii include și o medalie de argint de la Jocurile Paralimpice de iarnă din 2014 la proba de schi alpin. Prin propriul exemplu, sportiva puternică nu se obosește să repete fiecăruia. Puteți face mult mai mult decât credeți. Stevie Wonder, cântăreț, compozitor, multiinstrumentist și producător american, de 25 de ori câștigător al premiului Grammy. Viitorul muzician s-a născut în 1950 într-un mic oraș american. Nu a avut norocul să se nască absolut sănătos. Stevie a fost diagnosticat cu orbire, dar chiar și un asemenea diagnostic nu a fost pentru el un obstacol. Stevie a fost foarte protejat de către mama sa. Aceasta încerca să-l țină mai mult în casă din cauza fricii de pericolele din oraș la care putea fi expus băiatul orb. Ea l-a învățat să citească și pentru ca el să nu se plictisească în casă, îi aducea diferite instrumente muzicale la care acesta a învățat să cânte. Primul succes a venit în mod neașteptat. Micuțul Stevie a fost descoperit cântând la colțul unei străzi de către un artist celebru la acea vreme, Ronnie White. White l-a dus pe Stevie la o audiție la șeful executiv al casei de producție Motown Records, Berry Gordy. Muzicalitatea micului interpret l-a uimit și fără ezitare a semnat un contract cu băiatul în vârstă de doar 11 ani. Se spune că înainte de a semna, producătorul Mickey Stevenson i-a dat numele de scenă lui Wonder, după ce a spus, băiatul ăsta este o minune. De fapt, așa a apărut Stevie Wonder. În 1962 lansează primele sale două albume, care n-au avut mult succes, iar la vârsta de doar 13 ani înregistrează primul său mare hit, Fingertips. Astăzi, Stevie Wonder nu este doar un miracol, ci o adevărată legendă. Omul care a făcut imposibilul a devenit celebru în ciuda problemelor sale de sănătate. Stevie Wonder este unul dintre liderii cântăreților de muzică pop în ceea ce privește numărul de premii Grammy primite. A primit premiul de 25 de ori, inclusiv premiul pentru întreaga sa carieră. Stevie Wonder este singurul cântăreț din lume care a primit albumul anului de 3 ori consecutiv. Da, mă puteți numi orb, dar să știți că pot distinge lumina de întuneric. Iar pentru viață, acest lucru este suficient. A fi orb nu înseamnă a fi lipsit de viziune. N-au avut părinți bogați, relații suspuse, un aspect frumos, n-au avut cel mai important lucru, sănătatea, și totuși au reușit să ajungă oameni de succes și să fie fericiți.
Pentru a începe să avansezi, trebuie în primul rând să-ți asumi responsabilitatea pentru tot ceea ce ți se întâmplă. Învață să-ți accepți viața așa cum este, să te apreciezi pentru curajul și rezistența ta și mergi mai departe. Așadar, nu renunța niciodată. Cine știe, poate că ești la doar un pas de obiectivul tău.